Care sunt condițiile PMP pentru a intra la guvernare alături de liberali, useriști, cei de la UDMR? De ce nu? Noi vom condiționa intrarea PMP la guvernare de două puncte extrem de importante. Primul, reducerea numărului de parlamentari la 300 și pentru asta avem nevoie de un singur vot. Instituția referendumului nu e o instituție de decor și trebuie să dăm acest semnal că suntem în stare să ne respectăm angajamentele față de români. Și doi, eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni. Niciun parlamentar, niciun primar nu trebuie să aibă pensie specială. Nu există în această țară cetățeni de rangul 1 și de rangul 2. Nu trebuie să lăsăm ca oamenii să disprețuiască atât de mult clasa politică, să fugă de politică cetățenii, tocmai pentru că simt că politicienii își creează privilegii doar pentru ei. Și acesta este semnalul pe care trebuie să-l dăm. Și noi vom ține cu dinții de aceste două obiective, pentru că sunt fundamentale pentru noi ca națiune, să putem da semnalul că suntem capabili să schimbăm ceva în ceea ce privește percepția cetățenilor în relația cu clasa politică. Aceste ați mai spus sunt și două de un condiții. Minister, că un minister al inovării, să... aceasta este o condiție pentru vom a solicita să se creeze un minister al inovării, digitalizării și inteligenței artificiale. Care să-i revină PMP-ului, să înțeleg. E o chestiune de negociere. Eu spun ceea ce ar fi ideal să existe în viitorul cabinet, pentru că avem la dispoziție resurse uriașe pe care le pun la dispoziție Uniunea Europeană. Și fără un minister, nu poți gestiona doar în numele unei entități, fie așa autoritate publică, un asemenea domeniu. Trebuie să-i dăm dimensiune de structură guvernamentală care gestionează politicile în acest sens de la nivel de minister. Deci ar trebui să crească numărul de ministere. Acum sunt 16. Pot fi reorganizate. Nu intru în detalii, spun doar ce consider că este vital să se dezvolte și să-i dăm o perspectivă cât mai rapid.